Bine v-am regăsit la Doctor Online. Vorbim astăzi despre distrofia musculară, dar nu orice fel de distrofie, ci distrofia musculară Duchenne. E bine, alături de mine în platoul Via Cluj TV se află doamna doctor Mihaela Vințan, medic neurolog, pediatru. Bine ați revenit la noi. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Pentru că am precizat că este vorba despre o distrofie musculară mai specială, numită cu nume franțuzesc Duchenne, vă voi ruga, doamna doctor, să ne explicați cum se manifestă ea și cu ce se deosebește față de alte distrofii musculare, de altă boală degenerativă care afectează mușchii. Distrofia musculară Duchenne face parte dintr-un grup mare de boli, de distrofii musculare, care afectează în principiu distrofina. Este una dintre cele mai severe forme de distrofie musculară. Se transmite prin cromozomul X, asta înseamnă că de obicei mama transmite, mama este purtătoare și transmite boala. Și printre primele semne apar în jurul vârstei de un an jumate, doi ani, să zicem, pot să fie identificate de către părinți când văd că copilul obosește în momentul în care urcă scările. Acum, sigur că dacă părintele și medicul este sensibilizat și conștientizează simptomele, pot să fie identificate încă de la vârstă foarte mică, încă de la vârsta de sugar mic, când vede că este copilul moale, păpușă de cârpă, că nu ține capul când ar trebui să-l țină, că nu se rostogolește când ar trebui să se rostogolească, adică în jurul vârstei de 6 luni, că nu începe să șadă atunci când ar trebui să șadă, adică între 6 și 8 luni, că nu începe să se ridice, să se verticalizeze pe la 9-10 luni. Este bine de știut că de obicei, sau mă rog, în multe situații se spune, lasă că copilul e gras și de aia nu se mișcă, sau lasă că, sau știu eu, nu vorbește la timp. Din păcate, distrofia musculară Duchenne merge și cu afectare cognitivă, cu întârziere în dezvoltarea cognitivă. Că nu vorbește, este băiat și nu vorbește atât de repede, fetele vorbesc mai repede. Nu prea există copil leneș sau copil gras. Copiii care nu realizează achizițiile cognitive și motorii pe care ar trebui să le realizeze în intervalul de timp în care acestea ar trebui să fie făcute, înseamnă că are o problemă. Dacă este o boală care se transmite genetic, putem spune că există și factori care pot să favorizeze sau sigur se declanșează dacă gena este transmisă mai departe? Sigur se declanșează dacă gena este transmisă mai departe. Sigur, acum există familii în care sunt de obicei persoane de sex masculin care sunt diagnosticate cu distrofie musculară Duchenne. Mamele sau, mă rog, componentele pe parte feminină din familie sunt purtătoare, însă, din păcate, pot să fie și purtătoare simptomatice, însă pot să apară, din păcate, și mutații de novo într-o familie în care nimeni n-a avut niciodată vreo distrofie musculară sau, mă rog, o patologie musculară, pot să apară mutații noi care să dea distrofie musculară Duchenne. Doamna doctor, există tratament pentru această boală sau doar medicamente care ajută la îmbunătățirea stilului de viață? Acum, la fel ca în mai multe boli rare, există un management de fapt. Și acest management înseamnă o echipă pluridisciplinară, înseamnă un regim de viață adecvat în așa fel încât să asigure o calitate a vieții cât mai bună, pentru că, din păcate, copiii și, mă rog, ulterior adulții ajung să fie cu slăbiciune musculară, obosesc extrem de repede, se distrug mușchii și atunci în timp apar deformări ale articulațiilor, pot să apară probleme respiratorii, la fel ca și în alte boli neuromusculare, copiii nu au putere să tușească. Și atunci această echipă multidisciplinară și în managementul patologiei înseamnă fizioterapie, înseamnă monitorizarea ortopedică, poate să însemne chirurgia scoliozei, de exemplu, sau altor deformări articulare, înseamnă terapie de respiratorie și monitorizare pe linie respiratorie cu device-uri speciale. Și există și terapie medicamentoasă. Există terapie medicamentoasă în momentul de față în România care este disponibilă pentru anumite mutații genetice care determină boala Duchenne și, mă rog, sunt în trialuri clinice, în studii clinice și de perspectivă vor fi și disponibile și în România terapie genică. Cât de mult ajută kinetoterapia în menținerea sănătății mușchilor care, iată, intră în acest proces degenerativ încă de la fragedă lungie, pentru că această boală
se manifestă la copii și chiar a doua întrebare, care este speranța de viață, de fapt, a unui pacient cu această distrofie? Kinetoterapia, sau mă rog, fizioterapia este esențială pentru copiii cu boli neuromusculară, pentru că mușchii la ei se distrug prin efort fizic, însă există și este necesar un anumit anumite tehnici de fizioterapie și kinetoterapie care să prevină deformările articulare fără să favorizeze distrugerea în plus a mușchiului. Și atunci acești copii vor avea nevoie în permanență ca un regim de viață sau, mă rog, ca o rutină zilnică exerciții de fizio și kinetoterapie. Din fericire, durata de speranța de viață a crescut în ultimii ani. În istoria naturală a bolii se spune că pacienții cu distrofie musculară Duchenne decedează în a doua decadă de viață. Din fericire, prin aceste modalități, prin urmarea acestor standarde de îngrijire și prin monitorizare cardiologică, ortopedică, așa fel încât să îmbunătățim calitatea vieții și să îmbunătățim activitatea cardiacă, respiratorie, osteoarticulară, speranța de viață a crescut destul de mult în ultimul timp. Cam până la ce vârstă? Adică că cu o decadă sau doar cu câțiva ani, de la 20 în sus, să zic? Păi, cred că speranța de viață, sigur că ei pot să supraviețuiască până la decada a treia, a patra, însă contează și calitatea vieții, adică este important să menținem copiii, pacienții cu distrofie musculară Duchenne într-o activitate cât mai în așa fel încât să-și poată desfășura activitatea de zi cu zi, pentru că una este să fie capabil, de exemplu, chiar și ei ajung să fie imobilizați în scaun cu rotile în jur de 10-12 ani sau, mă rog, înainte de pubertate. Este important să le menținem această mobilitate și să prevenim imobilizarea în scaun cu rotile. Este important să le prevenim și să le asigurăm device-uri care să le asigure respirația și să prevenim atrofia mușchilor respiratori, pentru că poate să supraviețuiască imobilizat la pat cu scolioză, cu deformări articulare până la 30-40 de ani, dar este important să le asigurăm și o calitate a vieții corespunzătoare. Pentru cei care vor să afle mai multe informații despre această boală rară, dar totuși, iată, distrofia musculară Duchenne, a fost lansat un site în limba română, se numește Duchenne and You, adică Duchenne și tu și tine, așa, care este de fapt primul site în limba română dedicat persoanelor afectate de boala Duchenne. Ce trebuie să știe aparținătorii despre această boală în ceea ce privește îngrijirea unui pacient de acest fel? Site-ul este bine, foarte bine venit că a fost lansat și părinții, familiile sau chiar cei care nu sunt implicați direct în îngrijirea unui copil sau unui pacient cu distrofie musculară Duchenne pot culege informații corecte și adecvate despre boala distrofia musculară Duchenne și chiar le recomand să viziteze acest site. Pe de altă parte, există și o asociație a distrofiei musculare Duchenne de părinți, care sunt extrem de suportivi. Din punctul meu de vedere, asociațiile de părinți și familiale fac extrem de mult într-o boală rară, reușesc să se susțină reciproc, reușesc să-și transmită informație, plus informația venită de la profesioniști, inclusiv acest site. Dar statul român face ceva pentru cei cu boli rare din România? Nu mă refer acum doar la aceasta. În general, există programe speciale pentru ei? Da, există un program special pentru distrofia musculară Duchenne. Intră în programul național de boli rare, în care copiii primesc unul dintre medicamentele care se administrează pentru o anumită mutație din Duchenne, primesc în cadrul programului de boli musculare. Și pe final aș dori să vă întreb cât de importantă este testarea genetică în depistarea acestei boli, de fapt. Acum, sigur că primele semne pleacă de la semnele clinice, primele suspiciuni, să zicem. În momentul în care medicul de familie sau chiar neonatologul identifică semne de suspiciune, cum ar fi de copilul hipoton, copilul moale, păpușă de cârpă sau copilul care, sugărelul care nu reușește să-și realizeze achizițiile psihomotorii, este important să fie îndrumat către un specialist.
Există niște analize de laborator care pot să evidențieze dacă există distrucție musculară sau nu, și anume creatin fosfochinaza și lactat de hidrogenază, mă rog, sunt enzime specifice. După care se poate face și, mă rog, specialistul decide dacă este nevoie să se facă o testare genetică. Se poate face și la fel din fericire datorită sprijinului și suportului PTC, există un program de screening și de identificare a mutației, se poate face gratuit în centrele de specialitate din țară, așa fel încât părinții să nu fie nevoie să plătească. Și aș mai avea o întrebare suplimentară tot așa pe final. Dacă se știe cât de rară este de fapt această boală în România? Rară sau nu? România, nu știu precis, în lume este 1 la 5-6 mii de persoane. Vă mulțumesc tare, tare frumos de toate informațiile oferite legate de distrofia musculară Duchenne. Pentru cei care doresc să afle mai multe informații, înscris pot de pe acest site care tocmai a fost lansat în limba română. Noi vă așteptăm la noi și cu alte teme medicale. A fost alături de noi doamna doctor Mihaela Vințan, medic, neurolog, pediatru. Mulțumesc! Și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!